Iată-ne din nou la Talk Shock, aici la National 24+. Domnilor, domnișoarelor și domnilor, de la 1 ianuarie 2007, iată 5 ani, România, noi toți românii, suntem membri ai Uniunii Europene. Vreun an, doi, nu prea știam noi ce înseamnă, ne convenea plimbarea, ba până la Viena, ba până la Paris, ba cei mai avuți chiar și mai încolo în Spania, sigur, și cu avantajele de rigoare, mai adune o căpșună, mai împingi un cărucior de bătrân, mă rog, Europa. E, iată că de vreo 2 ani, de vreo 2-3 ani, Europa noastră începe să prindă contur din punct de vedere existențial, în sensul banilor. Auzim tot felul de sintagme, fonduri europene, Comisia Europeană, Consiliul European, Parlamentul European. Păi cum Parlamentul European s-ar întreba cineva? Păi n-avem noi atâția parlamentari aici în bătătură, 588. Ce nevoie mai e și de un Parlament European? Ce poate realiza un Parlament European, un for, să-i spunem, legislativ, al Uniunii Europene, prezumtivele State Unite ale Europei, prezumtive concurente ale altor State Unite, Statele Unite ale Americii, dar mă rog, asta ar fi politică de viitor. Astăzi, cu ce se ocupă Parlamentul European? Avem și noi acolo triliși parlamentari europeni în, practic, toate grupurile politice. Avem și la liberalii europeni, avem și la socialiștii europeni și avem mai ales la popularii europeni majoritari încă în Europa din punct de vedere electoral. Sigur, stăm și ne gândim, bun, popularii sunt majoritari în Europa, în Parlamentul European și la noi sărmanii tocmai ce trecură în opoziție. Noi parcă întotdeauna am fost în contratimp. Când Europa era mai de stânga, noi aveam pe dreptaci și dreptacilor Convenția Democratică cu Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat în frunte. Când Europa s-a împământenit de dreapta, hop, o făcurăm noi iar pe românește și ne-am pus stângiștii la putere. În afară de unul. Dar sărmanul începe să devină cam prea singur. Așadar, despre Parlamentul European, despre ceea ce poate să facă un europarlamentar român acolo, în aula, sub cupola visului european. L-am invitat astăzi în emisiune pe un europarlamentar care pur și simplu în ultimele săptămâni m-a epatat. L-am văzut la mai multe emisiuni și eram chiar invidios pe colegii mei de breaslă că l-aveau invitat. Zic, nu se poate, trebuie să vină și la Talk Shock. De ce? Pentru că tot în acele emisiuni parcă nu îi se puneau întrebările care cu siguranță le-ați spune și dumneavoastră telespectatorii. Poate ceva mai directe, de ce nu și ceva mai tăioase, pentru că nu-i așa, de-aia i-am trimis acolo ca să suporte și rigorile întrebărilor și, de ce nu, pretențiilor noastre. Astăzi, așadar, la mine în emisiune, domnul Petru Luhan, europarlamentar, cum am spus, din partea Partidului Democrat Liberal. Bine ați venit în emisiunea mea, domnule Luhan. Mulțumesc pentru invitație. Vă apreciez foarte mult că alocați timp și acordați însemnătatea cuvenită tematicilor europene de care românii depind cel puțin din punct de vedere legislativ în proporție de 80%. Asta am spus și eu. Nu? Noi ne-am cam obișnuit doar cu plimbarea europeană. Și nu prea reușim să pipăim ceea ce, de fapt, între timp ne-a devenit și nouă legislație, chiar conform Constituției, mai ales în materie de drepturile omului, dar drepturile omului au o paletă foarte largă. Dreptul la intelectualitate, dreptul de muncă, dreptul la sănătate, sunt practic, poate numai dreptul la armată nu există, dar restul sunt cam toate manifestele umane. Nu? Da, și dreptul la armată. Deci, iată, în Constituția României spune că în cazul în care legislația, normativele românești nu sunt compatibile, au prioritate normativele europene. Deci bag seama că dumneavoastră nu numai că sunteți plătit mai bine, dar nu degeaba sunteți mai bine plătit în Parlamentul European, pentru că acolo de fapt ne faceți legile.
Așa este. Sfinte, nu? Legislațiile naționale sunt adaptate și sau preluate în proporție de 80% din legislația europeană. Cu alte cuvinte, ceea ce facem noi ca europarlamentar, ceea ce face Comisia Europeană ca executiv al Uniunii Europene și Consiliul Uniunii Europene ca reprezentant al guvernelor în procesul legislativ european, de activitatea noastră depind legislațiile celor 27 de state membre ale Uniunii Europene. Aceasta este preluată, directivele elaborate acolo sunt preluate și transpuse pe legislațiile naționale. Directive sau recomandări? Am aflat că se mai spune. Avem acte normative de grad 1, respectiv tratate. Tratatul de la Lisabona, care a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009, este ultimul tratat sau ultima Constituție, să vorbim acela pe românește. Acela e fundamentul existenței actuale. Da. Exact. Asta reprezintă și tratatul de funcționare a Uniunii Europene și a instituțiilor Uniunii Europene. Deci, practic, reprezintă un fel de Constituție a Uniunii Europene, a tuturor celor 27 de state membre. Până va fi și în apoi sfârșit formulată, ne potignim, iată, la originea creștină a Europei, acolo nu știu de ce ne tot potignim, dar cruci ne facem de la Londra până la Sulina. Chiar stau și mă întreb, oare de ce e asta un impediment? Nu, creștinismul, din contră, este țări majoritar creștine, membrele Uniunii Europene. Creștinismul reprezintă o doctrină la nivel politic european. Deci să nu uităm că cei de centru-dreapta, de exemplu, noi ne numim Partidul Popular European Creștin-Democrat. Da. Și dacă îmi permiteți o mică paranteză, în PPE nu sunt numai creștin-democrați. Ba da, majoritatea sunt creștini. Sunt nu, majoritatea, dar există și câteva partide care nu au îmbrățișat. Haideți să spunem cazuri foarte izolate, pentru că un coleg din Danemarca a propus la un moment dat să scoatem din denumirea Partidului Popular European Creștin-Democrat noțiunea de creștin-democrat. În secunda 2 și-a pierdut funcția de vicepreședinte PP. Asta mă bucură. Eu sunt creștin-democrat convins. V-am făcut această paranteză ca să înțeleagă cetățeanul foarte simplu. Asta era culmea, să dispară creștin-democrația. Avem apoi acte normative de gradul 2, care sunt regulamente pe care le preiești și le respecti așa cum ți le dă Uniunea Europeană. Da. Mă exprim mai simplu ca să Vă rog. Încerc să nu folosesc un limbaj foarte tehnic. Apoi avem directivele care se transpun într-un cadru legislativ național în timp de 8 săptămâni după elaborarea lor la nivelul Uniunii Europene. Și apoi avem într-adevăr și consultări și acte consultative de care Comisia Europeană sau parlamentele și sau guvernele naționale pot lua act și le pot lua în considerare atunci când elaborează legislația sau nu. Constat, iată și în imaginile pe care colegii mei le prezint acum, acea aulă parlamentară europeană este mult mai populată decât parlamentul nostru. Noi avem 588, dar vă spun, să pune praful pe fotoliile alea când mai vin și ei la câte o ședință. Tocmai de asta vă întreb, câți parlamentari europeni sunt în total? Noi avem 754 de europarlamentari din 27 de state membre. 754. Și constat, am văzut de foarte multe ori ședințe cu sala plină. Da. Gradul de participare este de aproximativ 92-95%. Așa trebuie să fie un parlament, Și mai mult decât atât, vreau să spun că noi avem un program de lucru de... Făcea cineva o comparație, de aceea am permis să spun și eu. Da. În România am înțeles că se lucrează în medie 2 zile pe săptămână, 21 de săptămâni pe an. Parlamentarii. Da. Noi avem 4 zile. Vin lunea pe la 2, vă spun eu, vin lunea pe la 2 și miercuri seara sunt deja plecați, așa zis, în teritoriu, fac ghilimelele, pentru că aia este sintagma înlocuitoare a fostului cuvânt Chiolhan. Da. Noi avem 4 zile pe săptămână la Parlamentul European, 42 de săptămâni pe an. Deci e o comparație directă pe care o făcea cineva și am citit-o de curând. Deci pune sosul la treabă, practic. Vrând nevrând. Ceea ce este... Nu că vă tot invidiază ăștia de aici, că aveți indemnizațiile pe care le aveți. Păi iată, aveți și de ce să aveți. Da, în primul rând, n-aș putea spune că este cel mai mare lux în ceea ce privește
salariu. În al doilea rând, există și dezavantaje, nu numai avantaje să fii europarlamentar. Eu nu sunt cel care se plânge, eu privesc tot timpul înainte, spun întotdeauna podul în urmă e rupt, n-avem de ce să ne rugăm. Prinde energie, aveți doar 36 de ani. Mulțumesc, da. Tine, sunteți extraordinar de tânăr și vă spun, aveți o carieră, aș vrea pe parcursul emisiunii să avem timpul suficient de a discuta puțin activitatea dumneavoastră practic de la începuturi, pentru că trebuie să știți, stimați telespectatori, invitatul meu de astăzi și-a început respirația europeană ca muncitor necalificat pe schelele unui șantier în Germania. Deci vă dați seama, de la muncitor necalificat, care de bună seamă n-a putut să fie pe la 10 ani, avea deja vreo 9, 18, 19, 20 de ani, e bine, de acolo încolo a ajuns să lucreze și la multinaționale, a ajuns să lucreze și la o firmă românească de mare calibru, a ajuns să fie și administrator public la un moment dat a județului Suceava, a ajuns să scrie și o carte de management în limba germană, și vă spune un calificat, cine reușește să scrie o carte în limba germană, apoi ăla e deja, frizează genialitatea, ca străin vorbesc. Pentru că așa a fost făcută limba germană, vorba lui Mark Twain. Veșnicia s-a inventat pentru a învăța noi, negermanii, limba germană. Așa că sunteți nu numai de admirat, de invidiat chiar, că aveți o putere de muncă extraordinară. Vă mulțumesc mult că apreciați realizările mele de până acum. Într-adevăr, am depus eforturi foarte mari pentru a ajunge aici. Am trecut prin greutăți foarte mari. Am început undeva pe schele, cum spuneați, dând mortar și cărămâi de la mână. Tu ca-ți povesti că am muncit un necalificat. La doi zidari. Apoi, paralel, am învățat limba germană, limba germană uzuală, după care am stabilit să o iau pe calea academică. Dar mi-am dat seama că limba germană... Hochdeutsch. Hochdeutsch, exact. Și mi-am dat seama că Hochdeutsch e total altceva decât limba de stradă. În timp ce eu învățam Hochdeutsch, profesoara, eu am făcut cursurile respective la Universitatea München, da. Și era extraordinar de frustrant când profesoara însă și ne spunea, știți, voi învățați aici germană, dar când ieșiți afară nu vă veți putea înțelege. Și așa era. Așa dialectul bavarez, mai ales subdialectele bavareze, da. Sunt ca japoneza. Și apoi, bineînțeles, am spus că nu e locul meu acolo pe schele, ci vreau să iau pe calea academică, m-am înscris la Universitatea din Osnabrück, am fost admis din fericire, dar greu abia începeam, pentru că eu trebuia în momentul ăla nu doar să câștig bani, adică să muncesc 8 ore, 10 ore, 12 ore pe zi, ci trebuia să merg și la cursuri. Și așa mă trezeam la ora 3 noaptea, lucram până la ora 10 dimineața, 7 ore pe zi, după aia mergeam la cursuri, de acolo la cursuri de limbă. Treceam pe lângă câte un loc de joacă cu soția mea, și vedeam un copilaș de 3-4 ani și îi spuneam, zic, tu îți dai seama, copilașul ăsta e mai deștept ca noi? Zice, de ce? Păi zic, el știe germană. Asta era în primul rând. Și al doilea, nu, de-aia vă admir, pentru că efortul unui negerman în Germania este aproape dublu față de băștinaș, pentru că noi trebuia să lucrăm într-o limbă totuși străină, nu limbă maternă, deci efortul era suplimentat la un regim de muncă deja renumit în toată lumea. Acolo nu se fumează țigara. Da. Nu? Da, și trebuia să trecem, bineînțeles, eu am avut de scris multe examene de a câte 5 ore. Da, și vă dați seama câte... Ați scris un studiu de management comparat. Da. Păi cumva ați comparat Caracalul nostru cu Osnabrück sau cum? Am comparat cultura managerială din vestul Uniunii Europene cu cea din sud-estul Uniunii Europene, respectiv Germania comparată cu România. Pentru că noi depindem de investiții. Noi depindem vrând nevrând de investițiile din țări ca Germania. Sigur. Și dacă nu găsim o compatibilitate, o cale comună la nivel managerial între managerii din Germania și cei din România, acesta poate reprezenta un impediment foarte mare și, prin urmare, injecțiile de capital nu vor merge spre România, ci vor merge spre alte țări. În emisiunea trecută am avut aici, bine spuneți, am avut aici studenți, fost studenți români în străinătate, toți cei trei invitați, chiar printr-un program la care și dumneavoastră ați contribuit, al promova programul Erasmus, da. Au studiat inclusiv în Germania și exact asta am observat, că există, ei reclamau pe bună dreptate, există o rezistență, o opoziție fantastică în managementul românesc de a include, de a incorpora, iată, tineri, 22, 23, 24 de ani,
care ar putea realiza dezideratul de care vorbiți dumneavoastră. Domnul Braia, atingeți un subiect atât de sensibil de nu vă dați seama, cred. Este, și suferă România din cauza. Și suferă toată economia și mai ales politica, exact, din păcate. Exact. Eu aici devin mai sonor puțin, pentru că inclusiv în politica românească, da, cei care au formate competențele undeva pe vremea lui Ceaușescu, cred că ar fi timpul să facă un pas înapoi. Asta și să lase eu competențele străine, dar și cele mai tinere, să aducă, exact, idei inovatoare pentru a răspunde necesităților în continuă schimbare a societății aflate în continuă Uniunea Europeană. A societății aflate într-o continuă schimbare în România, mă rog, la vremea respectivă, acum 23 de ani, iată, se spunea că Braia vrea să extermine 1 milion de oameni. Era departe de mine un asemenea gând fioros, dar am spus, atâta vreme cât aceleași persoane pregătite cu un anumit scop vor rămâne în punctele nodale ale societății, ei vor continua, sărmanii, să exerseze ceea ce au învățat. Deci, practic, vom merge mai departe cu ceva ce nu mai există și va ieși un haloimis, un cu ce este, cum ne confruntăm acum. Cu ce este vinovat sărmanul cetățean, da, că trăiește într-o societate cu porțile deschise, da? România și-a deschis porțile către Europa și Europa către România. Deja se reclamă că am fi vraște. Cu influență inevitabilă din exterior către țara noastră, să fie guvernați de aceleași principii cu parțial cu caracter încă planificat, să nu zic comunist. Da. Cu caracter mai puțin adaptabil la noile schimbări sau la schimbările rapide. Spuneți că ați lucrat pe un șantier în Germania. Puteți face în orice moment o comparație evidentă. Mergeți aici pe un șantier și veți vedea ce imensă diferență de management a unui șantier de construcții. Este o diferență cumplită. Au venit între timp tineri care ar putea să preia și aceste mari proiecte, nu că tocmai avuserăm și un minister înființat pentru marile proiecte. E bine, toți sunt respinși. Și rămâne tot neagică ceafă lată nastutit cu scobitoarea în gură, care dând maestru păslănină și țuică și-au mai obținut și o diplomă chiar de inginer, dar are, dacă îl întrebe etimologia cuvântului inginer, nu știe, da, așa, dar el e domnul inginer, poartă casca albă și toate e strâmb. Da, da. În medicină la fel. Cum spune neamțul, drei mal gășnit, nu, nimeni nu-i curt. De trei ori tăiat și încă mai e prea scurt, da. De trei am tăiat și da, tot și e prea scurt. Și tot e prea scurt, da, exact. Da. Pentru că neamțul măsoară de 100 de ori și când ajunge... Și tai odată. Noi tăiem de trei ori și măsurăm la urmă. Doamne, nu știu de ce. Da. Și iată, tineretul ăsta, v-ați implicat în programul Erasmus. În ce constă? El mai funcționează? Da, foarte bună. Foarte bună întrebarea pentru tineri pe care eu susțin foarte mult. Sunt vicepreședinte la Partidul Popular European, grupul de tinere din Parlamentul European și mă bucur că am reușit... Da, sunteți cea mai potrivită ușă. Și am reușit, din fericire, să generez o majoritate care să mă susțină în elaborarea unui nou program. Atenție! Programul Erasmus pentru absolvenți. Mm-hmm. Există programul Erasmus și Leonardo da Vinci pentru studenți. Da. Aici am reușit, din fericire, să obțin 250% mai mulți bani, adică 250% mai mult tineri, studenți, au șanse din toată Uniunea Europeană să facă schimb de experiență la universități din străinătate. Dar care e regula de acces? Îi dăm telefon domnului europarlamentar Luhan? Puteți să vă uitați. Cum nu, se nu, cu bine, există, bineînțeles, criterii bine stabilite. Vă puteți uita și la mine pe pagina www.luhan.ro, că am toate informațiile postate acolo. Ia auzi, colegii, fiți drăguți, deci www.luhan.ro. Și mai afișați, uite, sunt atâția tineri care chiar nu știu încotro, uite, se pot perfecționa și dar ar domnul să fie sute de mii de asemenea tineri, că măcar atunci se-i poată disloca pe troglodiții ăștia de tot poartă așa în trecutul lor glorios și multilateral dezvoltat. Și apoi eu am venit cu o altă propunere. Viziunea mea politică, chiar dacă poate nu am foarte mulți ani la activ din punct de vedere politic, am o viziune. Dacă nu ai o viziune și nu ai obiective, nu ai ce căuta în politică. Asta este părerea mea. E adevărat. Viziunea mea este că trebuie să generăm transfer de know-how, transfer de cunoștințe din țările dezvoltate, mai ales industrial, pe țara noastră. Și acest schimb de experiență la nivel teoretic ne aduce doar parțial un beneficiu. Însă acea acumulare de cunoștințe într-o țară industrializată unde se folosesc tehnologii noi,
dar nu o lună, două, ci cel puțin 6 luni, ar aduce un mare avantaj din mai multe puncte de vedere. 1. Se învață tehnologia la fața locului și când se întoarce absolventul respectiv în țară, știe, are cunoștințe aprofundate, va aplica în țara noastră. Dar știți că și căpșunarii sunt de mare folos? Ei au muncit 6, 7, 8, 10 ani acolo. Păi nu, trăiesc adevărate șocuri. Că vin aici, vine zidarul deja bine instruit din Germania sau din Spania și dă maestrul ăla de care vorbim mai dinaori. Sărmanul de el e blocat. Știu. Așa se întâmplă, da. Și în loc să ne punem maestrii care au învățat maestria tot acolo, în loc să ne punem ingineri care au învățat tot acolo, noi păstrăm acest decalaj care pur și simplu în acest moment, la orice nivel privești în România, România e blocată. Corect. Și ca să termin de explicat ce înseamnă Erasmus pentru absolvenți. Da, da. Apoi avem avantaje din punct de vedere financiar, mai mult sau mai puțin, dar mai ales... Cu toții știm că cei din vest, datorită faptului că piața în vest este ajuns la așa numitul punct de saturație din punct de vedere economic, își caută posibilități de plasamente în plene. Și că ținem cușca un televizor și program exact. De televizor. Și atunci acest absolvent care a făcut practică 6 luni, da. 300 de euro a primit de la acea companie, 700 de euro a primit de la noi, de la Comisia Europeană, își poate permite să stea 6 luni de zile acolo, cu condiția să se întoarcă înapoi acasă, reprezintă și o persoană de legătură pentru potențiale investiții din partea acelei întreprinderi în țara noastră și un potențial vector de încredere. Da. Și cunoscător al problemelor administrative în țara noastră. Domnule europarlamentar Luhan, ne permite și nouă să încasăm puțin euroi. Că ce să facem? Noi numai din asta trăim, din publicitate. Am învățat să mă conformez. Revenim în câteva minute. Continuăm Talk Shock aici la Național 24 Plus despre problematica politică europeană, dar nu numai, împreună cu un extraordinar de destoinic europarlamentar și am aici dovezile, nu-l laudiu chiar degeaba, Petru Luhan, europarlamentar din partea PDL, membru al Partidului Popular European Creștin Democrat incontestabil, cea mai selectă grupare politică din Parlamentul European și promotor a o sumedenie de inițiative politice, răspunzând practic la întrebarea pe care o să o pun și aici. Măi, fraților, vă trimeserăm degeaba acolo în Parlamentul European. Ce faceți? Stați cu andrelele în mână? Aha, parcă era o politiciană care ne tot învăța acum, știe să croșeteze cu andrelele, culmea, colegă de partid cu domnul Luhan. Așa, ei, uite că nu stau cu andrelele în mână oamenii ăștia acolo, ci într-adevăr au niște preocupări care ne interesează pe toți, pentru că trebuie odată, fraților, să intrăm și noi în rezonanță, în ritmul Uniunii Europene. Om fi noi mioritici, dar iar ne lasă istoria extraordinar de mult în urmă. De aceea, pentru a fi și noi acolo, măcar a cincea roată la căruță, trebuie să ne acomodăm, trebuie să ne armonizăm. Și iată, domnul Luhan, nu numai că stă și bate de-n palme în Parlamentul European, dar din ce citesc eu aici, a adus parcă mult mai aproape Europa de România. Vă felicit, domnule Luhan, într-adevăr așa e, din tot ce citesc eu, văd că aveți și preocupări în domeniul sănătății. Da. În ceea ce mă privește, am 3 linii directoare în care mă implic cu foarte multă determinare. Nu fac parte din categoria politicienilor care le știe pe toate. 1. Bani europeni, fluidizarea acestora către România, simplificarea procedurilor, alocarea cât mai multor bani fonduri europene pentru România. 2. Sănătate, respectiv combaterea cancerului și a sclerozei multiple. Și 3. Problematica tinerilor din România și Uniunea Europeană. În ceea ce privește... Eu zic, în treile e mai important. Pentru mine toate sunt tineretul foarte importante. Trebuie neapărat să pună mâna pe furcă, cum s-ar spune. Dar în momentul de față, când șomajul în Uniunea Europeană a ajuns la cote maxime istorice în cei 63 de ani de existență a Uniunii Europene, trebuie să ne implicăm noi, cei tineri, pentru a realiza un sistem economic sustenabil, ca și noi, de aici încolo, 30-40 de ani, să putem trăi la nivelul de standard actual sau chiar să-l îmbunătățim
și să ne asigurăm că atunci când noi nu vom mai putea munci, va exista un sistem economic și de pensii sustenabil din care noi să ne primim pensia și să putem continua să trăim. Știți care e culmea, domnule Luhan? Și bănuiesc că o să mă confirmați. Când privești dinspre Europa către România, te minunezi câte oportunități economice le are România. Nici Germania după război la vestita Wirtschaftswunder n-a avut atâtea. Că noi nu mai avem nimic, nu mai avem șosele, nu mai avem căi ferate ca lumea, nu mai avem poduri ca lumea, cad podurile unul după altul. Nu mai avem practic nimic, totul trebuie reluat, totul trebuie făcut. E bine, cu asemenea oportunități economice, stagnăm. Și toți europenii nu se întreabă, mă, dar cât mai așteptați? Asta a fost unul dintre motivele primordiale. Noi am cea mai mare creștere economică din toată Europa. Corect. Asta este unul dintre motivele primordiale pentru care Uniunea Europeană a dorit și a acceptat ca România să intre în Uniunea Europeană mai devreme decât era preconizat, deși încă nu îndeplineam toate condițiile impuse de către comunitate. Da. Și de către statele membre din Uniunea Europeană la vremea respectivă, UE 15. Așa e că le cam pare rău că ne-au... Nu, există voci critice, dar în politică trebuie să existe. În democrație întotdeauna trebuie să existe păreri și pro și eu contra. Eu stau cu inima cât un purice, vă rog să mă credeți. Stau cu inima cât un purice. Doamne, zic să nu se supere ăia odată, să ne trimeată în Asia Mică, unde ne-au mai trimis odată, așa, cu Turcia, cu Liban, cu Libia, cu Siria, cu ăștia pe acolo. Noi am mai fost odată în pericolul ăsta, pe vremea lui Ceaușescu, până și ăia din Comintern, comuniștii vreau să ne... Că așa e la noi, noi nu suntem în stare să facem nimic ca lumea, nici comunismul, nici capitalismul. Da, există acest pericol dacă noi nu știm să gestionăm situația în mod corect față de comunitar, respectiv față de celelalte state membre ale Uniunii Europene. Să nu uităm că de 5 ani avem acel mecanism de cooperare și verificare asupra justiției din România. Numai tocmai, România și Bulgaria au aceste tocmai ce s-a dezbătut în România. Și am avut mare dezbatere pe tema asta. Da. Acest lucru, sau ceea ce s-a întâmplat în vara anului trecut, legat de suspendare, de preluarea puterii în mod abuziv, care a contravenit principiilor statului de drept impuse de către sistemul democratic european, a supărat unele guverne pe țara noastră, s-au adus la o supărare inclusiv a instituțiilor europene pe România în general, în special pe instituțiile statului. Acest lucru într-adevăr duce sau poate duce la acel pericol, la acel risc ca România să fie marginalizată la un moment dat. Ferească-ne Dumnezeu! Sper să nu să ajungă acolo, sper să ajungem la acea rațiune politică, să fim frate cu cine trebuie, respectiv cu cei din Uniunea Europeană. Vă spun acest lucru de ce? Pentru că noi, în calitatea noastră de... Noi zâmbim europenilor, aveți dreptate. Ne înfrățim cu tot felul de cioclofengări, să le spun eu așa, și în loc să ne coagulăm în Uniunea Europeană, în loc, într-adevăr, cum bine spune, să ținem cu echipele lor. Corect. Ce trebuie să ținem cu echipele alte? Nu putem acum să venim aici să vedem cât e de bine și atunci când este vorba de a depune un efort să ne facem practic regulă la noi în țară, ceea ce trebuia din start să facem, sigur, să spunem, nu ne mai convine că prea pui presiuni pe mine, ia să vedem noi, poate că e mai bine cu celălalt vecin. Ar fi o mare greșeală. Și sper ca toată lumea să înțeleagă acest accent lucru, în special vectorii de decizie din politica accent românească. Accent în sensul ăsta deja s-au pus de la foarte înalt nivel românesc. Al doilea om în stat și prim-ministru. Din păcate, există în momentul de față o supărare a instituțiilor europene pe guvernul din România. Acest lucru trebuie să reprezinte un semnal de alarmă. Ba chiar mai nou, ceea ce dumneavoastră n-aveți de unde să știe, sau cetățenii în mod simplu nu au de unde să știe, este faptul că și în Alianța Nord-Atlantică se discută critic la adresa României. Da, da. Acest lucru nu ne poate bucura pe nimeni. Au oscilat dacă se mai amplaseze scutul antirachetă la Deveselu sau nu. Asta este un element care ne face clar că trebuie să fim mai atenți și să ne îndeplinim obligațiile față de acel acord cu mult mai mare stricție. Superficialitatea românească nu deja merge. A devenit agasantă. Da. Nu merge superficialitatea și nu merge să ne apărăm doar interesele proprii și să ne încordăm mușchii într-un context global. La cei mai din încordăm, care facem ca pe vremea lui Ceaușescu, de parcă noi am fi buricul pământului. Exact. Eu tot le spun compatrioților mei, măi fraților, ăștia pot trăi și fără noi.
Germania sigur poate trăi, Franța nu trăi, Anglia ar trăi, Spania, etc., Statele Unite. Zic așa că ce vă tot o țărâți voi așa, vă înfoiați? Pe ce? Eu de 2 ani și jumătate, în fiecare lună, testez 40 de roabe de producție românească. Încă n-am găsit niciuna să-i meargă roata drept. Ăsta ne e nivelul. Nu vor compatrioții mei să priceapă. Hai să o luăm de la roabă. Cosmonautul Neamului tocmai ce a cheltuit 1 miliard de euro ca să trimeată un satelit pe orbită. După 3 minute l-a pierdut. Deci nu suntem, noi trebuie să o luăm de unde putem ca să ajungem acolo. Și avem această șansă unică în viața, în istoria României, de a face parte dintr-o familie atât de puternică, dintr-o familie, dacă îmi permiteți între ghilimele de rigoare, tehnologizată, avansat. Păi da, și noi ne strivim tinerii aia care vin, vă spun, sunt ca niște diamante. Am cunoscut foarte mulți dintre ei. Și eu cunosc sunt mulți. Ca niște diamante. Tot ce-i trebuie societății românești. Nu, sunt striviți, pur și simplu. Duceți-vă înapoi la maică-ta și la taică-tu și mai stați pe acolo. De ce? Pentru că cei care nu au competențele acestor tineri extraordinari se tem că le va pune poziția în pericol la un moment dat. Păi uite, dumneavoastră, de românisme, de balcanisme. Dom'le, 36 de ani, ați lucrat la o multinațională pe care eu o cunosc, germană, nu o nominalizez, pentru că des în regulile astea ale publicității, eu o cunosc această multinațională, foarte serioasă firmă, ați lucrat și la Petromul nostru, dar în companie austriacă, nu OMV. Deci, la 36 de ani ați putut răspunde rigorilor unor firme care funcționează ca ceasul, ca la NASA. Din fericire, am avut această oportunitate. Și sunteți cel mai bun exemplu. Ce vă spune dacă n-ați fi europarlamentar, domnul Lohan, și veniți aici cu acest curriculum vitae și vă prezentați la firmele românești, eu vă dau un schis că nu vă angajează nimeni dacă nu aveți pilă pe tata sau pe unchiul sau mai știu ce. Mă tem că n-aș bate prima dată la ușile companiilor autohtone românești. Aș încerca să exploatez acest Tot avantaj este... al limbilor străine pe care câtă nevoie este de oameni ca dumneavoastră. Nu? Da, ce vreau să vă spun este că, într-adevăr, e un mare avantaj să fie acumulate experiențe, fie la nivel academic, fie la nivel practic, într-o țară străină, mai ales într-o țară dezvoltată și industrializată. Cum vi se pare? Da, întâi vă întreb altceva. Cu ceilalți europarlamentari de la alte familii politice, dar din România, aveți legături? Faceți programe împreună? Da. De obicei, în Parlamentul European, care este co-legislator în proporție de 95% pentru tot ce înseamnă legislație europeană, vă spun că și în cazul în care pozițiile grupurilor politice din care facem parte sunt diferite, noi, cei din România, facem front comun și apărăm interesul de țară. Cu alte cuvinte, interesul de țară primează în fața celui de grup politic european. Dar ați avut o problemă foarte mare, cazul Adrian Severin. Va fi în una din următoarele emisiuni la mine aici. Domnia sa are o cu totul altă variantă, dar care a fost impactul asupra grupului românesc? Vorbesc părerea întregului plen față de europarlamentarii români la așa un malheur ca domnului Adrian Severin. Astfel de pete negre pe fața unui europarlamentar se răspândesc asupra întregii țări de proveniență a acelui europarlamentar. Au fost din 3 țări diferite. Toate au suferit. Toate au suferit din punct de vedere al imaginii în Parlamentul European și în toate celelalte instituții europene. Bine, acum trebuie să ne uităm puțin și la atitudinea proprie a unui europarlamentar, pentru că așa sunt legile și e corect. Odată ales în Parlamentul European nu te mai poate arunca afară din legislativul european absolut nimeni. Nu există așa ceva. Puterea poporului, puterea alegătorului este mai presus de către orice regulament. Ca prin urmare, domnul Severin beneficiază de această posibilitate la cună, sau cum vreți să-i spuneți, și este în continuare membru al Parlamentului. Este parlamentar independent. Independent, nedânduși. Domnule Lohan, am găsit, sigur, și la sugestia dumneavoastră, am găsit niște păreri, niște opinii despre persoana dumneavoastră, unor colegi din Parlamentul European, chiar a președintelui Parlamentului European, și v-aș propune să le transmitem, să le prezentăm publicului, pentru că acolo un coleg finlandez face o remarcă care pe mine m-a făcut să zâmbesc, dar tot m-a pus și pe gânduri. Hai să vedem materialul.
Petro is one of the most active members in Parliament, both in terms of speaking in Parliament itself, tabling amendments, hosting events, particularly for Romanian business community, etc., and also, of course, doing reports for Parliament. So he contributes in every sphere. Also, he is very strong-willed. If he feels strongly about something, he's not afraid to stand up and say it. Even if many people disagree with him, it doesn't matter. And that's a very important trait in politics, especially when you consider there are 754 MEPs in the European Parliament. Only those who are strong enough and knowledgeable enough to stand up and have their say will be heard. Petro is one of those. So he's a fit man. He's a young man, and I think he has a great future ahead of him, whether he stays in Europe or goes back to Romania. And I'm very proud to say he is a good friend of mine. My name is Hermann Winkler from Germany. I know Petro Lujan from the Committee for Regional Development. We work very good together. He told me his problems in the region in Romania, and I think there are the same problems between the eastern part of Germany, my home region, and some regions in Romania, and he speaks very good German. That's good for our communication, and he's a good friend of mine. One very important topic where Petro Lujan is also very active is as a young person, naturally, is the young unemployment. So this is a situation in many countries in Europe where we have a lot of young people going from the university or from the school in the real life and having no job. This is something what we here in the European Parliament need to work very close with the Member States and with the Commission and with the Council to find appropriate solution for these young people to have find their job here in Europe, not to lose competitiveness for our continent. And I think in this field Petro Lujan is doing a great job. But I would like to take this opportunity to welcome you to the European Parliament. I would also like to thank Petro Lujan for organizing this exhibition. As a scientist, I am particularly pleased that we can showcase these inventions here in the European Parliament, Romanian inventions. Petro Lujan in 2009, when we both were elected for the European Parliament, and he was a member in the LIBE committee, that's the committee for internal security and internal affairs. So he's very engaged in this field, and especially in the field of internal security. We had a lot of discussions about asylum packages and about the Schengen system and the Schengen border integration of Romania. About one of my favorite colleagues, Petro Lujan. I have known him for 5 years now. I work together with him in the regional committee, and he is one of the most active colleagues there, with a lot of amendments, with a lot of reports. And he is able to fight for European interests, and at the same time he doesn't forget Romanian interests. And this is not so easy in the European Parliament to bring this both ends together. And for that reason I work very close with him, and I know he's very well connected with colleagues in the European Parliament. So he's a brilliant colleague. Nu e așa, măgulitor, domnule Lujan. Și eu ca român m-am simțit măgulit ascultând elogiile ce vi se aduc din partea unor adevărate personalități politice europene, președintele Parlamentului European, colegii din Germania. Am văzut preponderent spațiul germanic vă este mai apropiat, asta datorită experienței acumulate acolo în Germania. Câți ani ați trăit în Germania? 11 ani. 11 ani? Oho. 11 ani în total. Și o vârstă foarte, foarte fragedă. De la 18 la 29 de ani. Aproape v-ați germanizat, nu? O treime din viața mea. Da, în simț, în mentalitate. Într-adevăr, cred că și-a lăsat amprenta asupra mentalității mele ceea ce am trăit eu acolo în cei 11 ani, în modul de gândire,
în ceea ce privește modul meu de a face management, în ceea ce privește abordarea lucrurilor complexe, da. În ceea ce privește stabilirea obiectivelor, care eu le consider cele mai importante pentru a ajunge la succes, și mai ales în ceea ce privește perseverența și stabilirea deadline-urilor relativ scurte pentru a realiza lucruri relativ complexe. Și mai exact, tenențească, dar spune un coleg de-al dumneavoastră, cel din Finlanda, dacă domnul Luhan rămâne în Europa sau se întoarce în România. Asta m-a surprins. Cei de acolo încă nu ne consideră full în Europa? Nu, se... Că rămâne în Europa sau se întoarce în România? Eu am înțeles, am interpretat ceea ce spunea colegul meu, Sean Kelly. Dacă eu voi fi mai mult interesat de politica națională sau voi rămâne în continuare interesat de politica europeană pentru a apăra în continuare cu aceeași drăjenie interesele românilor, pentru că acolo eu sunt recunoscut și sunt relativ vocal, să spun așa, unii spun chiar foarte vocal, atunci când este vorba de interesele României, în special când vorbim de bani europeni, de condiționalități în ceea ce privește alocarea banilor europeni sau când vorbim de bani extra pentru combaterea unor boli care sunt mai pregnante în țara noastră decât în alte țări sau românii au mai puțin acces la aceleași medicamentații respectiv metode de tratament moderne decât unii cetățeni de vestul Uniunii Europene sau tineret. Știți că avem probleme. Multe, din păcate, multe afecțiuni între timp nu mai pot fi tratate în România și dintr-o oarecare lipsă de calificare. Ne-au plecat medicii, sunt 5-6 mii pe an care pleacă. Nu izvorăți din facultăți atâția cât pleacă. Haideți să vă dau un exemplu concret. Și totuși nu ne putem trata, eu știu, la Viena, decât dacă ești președinte de stat sau fost primar al Bacăului. Da, ați pus punctul pe ei și aș vrea să îmi dați un minut să vă explic foarte concret, pentru că am și contribuții concrete la nivelul legislativului european în acest sens. Într-adevăr, în ceea ce privește accesul la tratament și medicamentație modernă, România se află pe ultimul loc din cele 27 de state membre. Adică la distanță de a 26-a. Exact. Și anume, vă dau un exemplu pe care l-am criticat și voi face demersuri concrete în următoarele zile. Oh, perfect. Dacă pe locul 2 se află în momentul de față Belgia, cu o abdatare de acum 392 de zile a medicamentelor inovatoare pe piața din Belgia, România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană, respectiv ultima abdatare a medicamentelor inovatoare a avut loc acum 5 ani de zile, adică peste 1600 de zile. Oleu. Cu alte cuvinte, ce înseamnă asta? Dacă un german are acces la medicamentație și la aparatură modernă de azi pe mâine și are, prin asta își mărește șansele de a fi vindecat, sigur, da. Cel din România nu are deseori nici măcar banii necesari să se trateze cu mijloacele vechi, respectiv cu medicamentația asta veche de acum 5 ani de zile. Dar vorbesc de tratamentele. Și atunci unde în este Uniunea Europeană? Acel drept fundamental înscris în Carta Drepturilor Omului Europeană? Clar. Dreptul la acces la tratament. Și aici trebuie să muncim cu toții și am atras atenția și în forul legislativ european. Da, bine faceți. Și lupt în continuare foarte vocal și din fericire cu sprijinul nemților și nu numai, reușesc să generez o majoritate care este necesară într-un proces legislativ democratic. Orice proces legislativ democratic funcționează pe baza unei majorități democratice, așa că aceste abilități de a genera o majoritate sunt imperiale, sunt extrem de importante pentru a pune presiune pe toate guvernele din Uniunea Europeană. Și când spun a pune presiune, o folosesc acest termen în mod intenționat, pentru că există un grad sporit de irresponsabilitate în rândul unor guverne din Uniunea Europeană, pentru că toți cetățenii din Uniunea Europeană, în special cei din România pentru care eu mă lupt în Parlamentul European, să aibă acces în același mod la medicamentație nouă și la aparatură nouă de tratament, ca și cel din München, ca și cel din Paris. Domnule Luhan, guvernul acestei emisiuni este extraordinar de bine intenționat și calificat, pentru care trebuie să mai dăm o pauză publicitară ca să nu fim ca acele guverne
destul de dubioase. Revenim. Continuăm Talk Shock aici la Național 24 Plus împreună cu domnul europarlamentar Petru Luhan din partea Partidului Democrat Liberal, membru în gruparea Partidul Popular European Creștin Democrat, cea care domină din punct de vedere politic forumul suprem al Uniunii Europene, cum am spus, Parlamentul European. Domnule Luhan, în partea a doua am dat opinii despre domnia voastră, toate elogii și nu din partea oricui, inclusiv a președintelui Parlamentului European, care a vorbit de o expoziție de invenții. Ce expoziție ați organizat? Că știu că fiecare parlamentar într-o sesiune sau într-o legislatură are dreptul la un eveniment propus de el. Doamna Monica Macovei a făcut cu foștii deținuți politici și cu, eu am promovat valorile culturale românești deseori cu evenimentul, cel mai mare eveniment din ultimii 15 ani, Petru Luhan l-a organizat în Parlamentul European, promovarea Bucovinei prin tradiție, multiculturalitate și potențial bio. Repet, cel mai mare, și asta nu vine de la mine, vine de la directorul de la evenimente din Parlamentul European, care m-a felicitat, a ținut în mod expres să mă felicite. Eu nu știam acest lucru, că mandatul meu e de 3 ani jumate, așa că n-aveam... Ați inclus și Bucovina de Nord un pic, așa? Da, am vorbit și de Bucovina de Nord, am adus... Am adus trupe de dans din Ucraina, deci folclorul ucrainean a fost... Bucovinean. Bucovinean din partea de nord a Bucovinei. Apoi am promovat poezia și opera lirică a lui Eminescu în Parlamentul European, să dovedim că și noi, românii, avem în cultura noastră un poet, un scriitor, cum au și englezii pe Shakespeare, și ne putem mândri cu el. Am avut interpreți care au cântat poezia lui Eminescu, am avut pe cineva care a recitat poezii de-a lui Eminescu în limba franceză, în limba engleză și în limba română. Auditoriul au fost parlamentari europeni? Sau europarlamentari din toate statele membre și public din instituțiile Uniunii Europene, tot din toate statele membre. Mii de oameni, nu 2-3. Au fost câteva mii de oameni, da. Apoi, la ce făceați dumneavoastră repede, invenții. Sunt un mare susținător și promotor al științei românești la nivel european. Și am adus cele mai bune și mai vizibile creații românești, cum le numesc eu, premiate la saloane de inventică internaționale, respectiv Moscova, Geneva, Bruxelles, și le-am prezentat în Parlamentul European timp de o săptămână, cu o expoziție amplă, de o amploare extraordinar de mare, încercând să pun România pe harta științei europene. Adică și am reușit... să puneți România pe această hartă și nu numai pe portofelele trecătorilor, că ni s-a creat exact, o aureolă neagră. Într-adevăr, eu care m-am ținut țapă în 20 de ani în Germania, că eu rămân român și nu vreau să devin un neamț care vorbește perfect românește, am ajuns până și eu să roșesc și să mă fofilez așa, a nu arăta că mai sunt român, pentru că, într-adevăr, s-a creat așa după fantasticul ăla entuziasm al lui decembrie 89, pur și simplu prestigiul românilor s-a prăbușit. Da, din cauza unor categorii sociale din România, da, care au avut posibilitatea să evadeze, între ghilimele, din țara noastră și să se preocupe cu lucruri mai puțin creștine în străinătate, și asta reprezentând interfața noastră, oamenii și-au făcut anumite părere. Ne este un stigmat teribil. Dar vreau cu dumneavoastră, mai ales că ați trăit în Germania, să vă semnalez, iată, ca de la alegător și contribuabil la europarlamentar, poate reușiți dumneavoastră să mișcați ceva, ceea ce mie nu mi-a fost cu putință mulți ani, și am avut oarește relații la niște miniștri de externe ai Germaniei. Aici, în România, nu prea m-am bucurat de ecou. Știți că imediat după 89, din cauza și a unei netrebnicii făcute de Ceaușescu, care și-a vândut cetățenii,
Etnicii germani au răbuvnit și au plecat cu sutele de mii din România. Nici în Germania condițiile de adaptare nu sunt așa rapide. De-abia a doua, a treia generație reușește să se împământenească, nu? Și iată că am cunoscut foarte mulți sași și foarte mulți vabi de vârste mai înaintate care ar reveni în România. Ba mai mult, s-a creat o înțelegere acolo la nivelul Germaniei ca să-și păstreze pensiile germane și să trăiască din nou în România. Ei bine, în România, pur și simplu, orică nu li se retrocedează casele pe care le-au pierdut și pe care Ceaușescu le-a luat, de fapt, cu japca, obligându-i să dea, sau dându-le niște despăgubiri simbolice, 10.000 de lei dai lui Ceaușescu, o cetate de casă de lângă Sibiu și așa mai departe. Acolo numai țiga de pe casă și făcea câteva zeci de mii sau sute de mii de lei. E bine, poate reușiți dumneavoastră la nivel parlamentar. Vorbiți, de exemplu, am eu acolo un cunoscut mai vechi, iarăși un zănatec, n-am fost cu el niciodată prieten politic, dar mi-a fost întotdeauna simpatic, vestitul Daniel Cohn-Bendit. Mai e tot așa? E coleg cu mine în Parlamentul European. Are și el aproape 65-70 de ani. Da. Am înțeles că va fi ultimul mandat al... Vorbiți cu el, poate că mi-aduc aminte, acum vreo 20 de ani am tușat și într-o convorbire cu el această chestiune și el spunea, dar noi decât să vină să stea să se înghesuie prin blocuri de beton în Germania, că vile nu li se pot face la sute de mii de oameni, să se ducă înapoi, că tot colea în Europa, acum suntem și în Uniunea Europeană. Da. Poate reuși să demarați un asemenea program. Da. În ceea ce privește pensia, nu trebuie să aibă absolut nicio frică. Indiferent unde ai contribuit, sistemul de pensii este globalizat, între ghilimele, la nivel european, așa că vor primi exact suma care se calculează după principiul contributivității. Da. Indiferent unde trăiesc, că trăiesc în România, în Germania sau în Spania pe insulă. Deci vor primi aceeași pensie, așa că pensia nu ar trebui să facă să fie ca atunci când te muți de la satul mare la Călăraș. Corect, cam așa. În ceea ce privește însă stimularea acestora să se întoarcă, aici este nevoie și de implicarea guvernului. Sigur. Și anume să le dea drepturile de proprietate așa cum le-au avut înainte de colectivizare. Sigur. Și aici vorbim despre drepturi fundamentale din nou. Nu știu dacă actualul guvern are capacitatea de a înțelege aceste legături cu carta drepturilor. Mai bine, știți că România e obligată în mod intenționat, domnul Braia, România e obligată de CEDO la o sentință sau o hotărâre judecătorească pilot care trebuia să fie deja gata în ianuarie. Mă rog, actualul guvern a mai obținut o păsuire de vreo 2-3 luni ca la un moment dat, după acea hotărâre pilot, să se dea absolut toate despăgubirile sau toate retrocedările, pentru că CEDO în acest moment este invadat de sute de mii de dosare de acest gen din România, iar între timp România a fost condamnată să plătească, țineți-vă bine, 50 de miliarde de euro. Negru pe alb, hotărâri definitive irevocabile ale Curții Europene pentru Drepturile Omului. Chiar prim-ministru Ponta a spus, domnule, ce nu am putea, ce vă 4-5 pe an, așa, poate smulgem de undeva să dăm înapoi de sărmani oameni. Tactica neocomuniștilor și securiștilor e clară. Să aștepte să moară sărmanii revendicatori și atunci așa. Dar iată, poate puteți luați legătura și cu asociațiile sașilor din Germania și cu asociațiile jvabilor din Germania, sigur, originar din România. Acolo sigur veți găsi afluența necesară a multor oameni. Eu am vorbit cu dânsii, dar n-am poziția oficială pe care o aveți dumneavoastră și foarte mulți. Nu mai vorbesc la nivel guvernamental, doamna Angela Merkel ar fi oricând dispusă. Numai de aici e rezistență, pentru că acele case între timp au fost ocupate de niște oameni care nu prea le îngrijesc și am mai aflat și asta, chiar statul german ar fi dispus să-i ajute pe respectivii etnici germani să-și repare din nou curțile, casele și așa mai departe. Și cred că din banii aia s-ar mai putea face și vreo 7-8 blocuri în care să se mute cei care oricum au intrat samavolnic în niște case pe care nu le-au construit ei. Nu? Dar ar fi un mare avantaj pentru România în general, în primul rând, că aceste sute de oameni, sute de nemți, ar veni cu o altă mentalitate în țara noastră unde este nevoie de o schimbare și adaptare de mentalitate în context european. Apoi, dacă guvernul german mai alocă și sume pentru acești oameni să-și repare proprietățile
în România, iarăși ar fi o injecție de capital în țara noastră. Plus că ar mai învăța românul cum să face un gard drept. Despre și de câte ori se vopsește o fațadă și de câte ori se curăță un burlan. Deci eu nu sunt adeptul generalizării. Există și în România oameni care pot face lucruri de calitate. Sunt. Deci ori nu sunt lăsați, sau conjunctura e de așa natură încât nu se poate altfel, sau nu te ajută tehnologia disponibilă. Și asta e adevărat. Și atunci, noi dacă primul lucru este să afli cauza, da? Dacă ne-am dat seama care sunt motivele adevărate, trebuie să lăsăm pe cei care au abilitatea să rezolve problemele care au la bază astfel de cauze, deseori complexe. Acest lucru nu se întâmplă în România. Deci avem o problemă de mentalitate în rândul celor mai în vârstă care doresc putere. Fie că vorbim de o întreprindere, de stat sau privată, fie că vorbim de politică, fie că vorbim de orice alt post în domeniul social, eu cred că aici trebuie să găsim noi o linie și un cadru legislativ care să te, nu să te forțeze, dar măcar să te facă să înțelegi, de așa natură, că e mai bine să pui omul potrivit la locul potrivit, că inclusiv ție, celui care vei pierde postul de mare director, îți va merge mai bine dacă întregului complex îi va merge mai bine. Deci asta este ideea de bază. Sigur. Dacă, și eu zic asta adeseori în interiorul partidului, oameni buni, politica se face pe voturi. Acum vă convine să zice că aici sunt în opoziție. Voturile se dau pe... devenit ascultători. Voturile se dau pe încredere. Da. Încrederea nu se alocă unei sigle sau unui trandafir. Corect. Ci se alocă oamenilor. Sigur. Dacă tu ca persoană nu mai reprezinți un vector de încredere pentru cetățeni ca să aduci voturi pentru partidul X sau Y, e bine să faci un pas înapoi, să pui oameni noi, cu o viziune nouă, cu o gândire nouă, cu o abilitate și capacitate de a se adapta noilor necesități mai mare. Credeți că în România în următorii 50 de ani se întâmplă așa? Eu deja sunt sceptic. Și atunci, eu n-aș spune că se poate duce acest mod de dictatură la infinit. Eu cred mai degrabă că vor înțelege și alți lideri politici că mergând per total partidului bine, îi va merge și lui sau ei mai bine în mod individual. Au spus sau ei, dați apă la moară iar acum. Nu mă interesează, eu nu fac nicio... Nu vorbesc doar de Partid Democrat Liberal. Doamna președintă de partid, nu vorbesc doar de Partidul intenția. Democrat Liberal, vorbesc de toate, de toată scena politică. Dar știți că mai avem un fenomen, domnule Luhan. Dar nu vreau să discriminez pentru că vorbesc în context european. Nu, bineînțeles. Nu știu cum o să vă descurcați dumneavoastră, cu ce justificare față de colegii dumneavoastră. Ceea ce în anii 90 s-a făcut cu vestita bancă Bancorex, și anume, au devalizat-o câțiva, dar de plătit paguba, a plătit-o întreaga România, pentru că în 1998 imensa pagubă de la Bancorex a fost trecută la datoria publică și inclusiv dumneavoastră cât timp ați plătit impozite și taxe în România, ați plătit o 647 de dolari pe an. Și asta fiecare român a făcut-o, da, ca să acoperi în jaful de la Bancorex. E bine, acum știți că ce se mai întâmplă. Primăria Constanța a fost obligată de către Comisia Europeană să înapoieze 76 de milioane de euro pe care i-au folosit fraudulos. Da. Deci nu conform proiectului pentru care s-au primit fondurile. Banii înapoi însă nu îi dă primarul sau șeful Consiliului Județean sau mai știu eu care borfășel o fi fost pe acolo și a pus mânuța, ci noi toți. Da. Noi vom plăti 76 de milioane, dobrogenii, preponderent constățenii, vor plăti 76 de milioane de euro, sărmanii de ei n-au văzut niciun leu din suma asta imensă. Corect. Iarăși ați pus punctul pe aici, vă felicit pentru asta. Să spunem mai concret cetățenilor, în 96-98, unii demnitari publici din România aveau reducere la credite la băncile cu capital de stat, da, de până la 15%. Nu vă spun eu categoriile. Magistrații, milițienii, securiștii și militarii singurei armate din lume care a tras în propriul popor și finanțator al gloanțelor.
Corect. Așa. Ăștia au avut voie sub care subterfugiu? Că legea lor le interzice să presteze activități particulare, n-au voie decât activități didactice. Da. N-a mai întrebat nimeni că cum nată sa sau nevastă sa are oricum o mercerie sau are oricum da. O nouă, aia n-a mai întrebat nimeni. Și atunci au avut voie, conform legii, să ia credite așa numite preferențiale cu 5% de la ghișeul 1. Și la ghișeul 3, dacă depuneai bani, luai 78% dobândă. Corect. De pentru care așa s-a prăbușit în 3 ani Bancorexul. Cu miliarde de dolari a fost a treia bancă europeană. Corect. Și aici, cu siguranță... Și ăștia acum fac la fel cu fondurile europene. Cu siguranță s-a știut că banca respectivă n-are cum să reziste la infinit. Dar era clar, o bancă care dă bani cu 5% și da. După aia... Premeditat totul și gândit bine. Atunci, și întrebarea mare care și-o pune cetățeanul care se uită acum la noi, știți care e? De ce nu sunt trași la răspundere oamenii respectivi? Păi pentru că au furat cu lege. E lege. N-a încălcat nimeni nicio lege. Întâi și-au dat legea și după aia cu legea au furat... 95... Modul de elaborare a legilor nu este liber. Domnul Luhan, la atitudinea 95% din imensele jafuri românești, și nu o spun eu, o spune guvernatorul Băncii Naționale, Departamentul de Stat a Americii confirmă că din România în 20 de ani s-au furat 1500 de miliarde de dolari. Vă dați seama, nu o spune Braia, o spune Departamentul de Stat American cu experții săi. Dar tot acest imens jaf s-a făcut cu lege. S-au dus băieții în Parlament și au vorbit între ei. Păi uite acum se întâmplă o negociere din asta cu taxiurile din București. Acum vedeți de ce e bine să fim sub tutela Uniunii Europene. Bineînțeles, eu mă rog și să nu mai poată face parlamentarii și guvernanții din România tot ce vor după propriul lor plan. Păi, bineînțeles. Și să depindem de criterii clar predefinite la nivel european, adică ceea ce facem noi europarlamentarii la nivelul Uniunii Europene. Pentru că nu se poate legifera după bunul plac a unei majorități parlamentare. Acest lucru ar întoarce societatea românească la dictatură. Ar fi un mare dictatura pericol. Dictatura majorității e și aia de condamnat. Exact. Și atunci e bine să existe linii directoare la nivel european cărora să se supună și legislația românească. Da. Am semnat acest lucru la momentul aderării. Acum mai aveți o problemă. Când înființați postul de ministru de externe a Uniunii Europene? Că aici avea Henry Kissinger avea mare dreptate. Dar la cine deja, domnul Brea? Zici, cine e? Doamna Catherine Ashton. Se subordonează Ministerul de Externe a țărilor membre? Ministerul de Externe al Uniunii Europene. Știți ce spunea Kissinger? Doamne, eu când mă duc în Europa, nu știu cu cine vorbesc. Știu asta. Dacă merg în Europa, pe cine sunt? Pe cine sunt, da. Avem mai nou tratatul de la Lisabona, care a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009, aduce două elemente de notare majore în ceea ce privește funcționarea Uniunii Europene. Unu, Consiliul European are un președinte permanent, în persoana domnului Van Rompuy. Ăsta unde a fost la noi disputa cine să meargă. Și doi, avem un înalt reprezentant al Uniunii Europene, un fel de ministru de externe la nivelul Uniunii Europene, care are două atribuții. Serviciul de acțiune externă europeană, adică serviciul diplomatic. Uniunea Europeană și-a trimis deja ambasadori în toate țările non-EU, mai ales cele importante cu care noi avem relații economice și la nivel de securitate și apărare. Și doi, atenție, are responsabilitate pentru securitatea și apărarea Uniunii Europene ca un întreg. Și sunt niște acorduri extrem de importante acolo, pentru că noi nu putem la nivel de securitate și apărare să ne facem fiecare armată. Mă gândesc că acest comisar pentru politică externă să ne mai strunească un pic, că noi am luat o razna în afara Uniunii Europene. Avem între timp mult mai mult jucăm ping-pong cu ăia care de fapt vor să submineze Uniunea Europeană decât cu ai noștri Uniunea Europeană de la care cerem bani. O să vedeți multe discuții pe această temă în viitorul apropiat. Mai multe nu vă pot dezvălui acum, însă o să vedeți multe discuții pe această temă foarte controversată și unde românii vor avea un cuvânt greu de spus. Românii ca popor, nu parlamentul, nu executivul. Pensați că noi românii știți că încă nu știm cât suntem. Asta e altă problemă. Nu, e o problemă care ține iar de excrocherie. Pentru că la scandalul referendumului pentru demiterea președintelui,
Și unii și alții țipau, mă rog, asupra unui număr. S-a întrunit, nu s-a întrunit vorumul. Imediat după aia au tăcut toți, pentru că și-au dat seama, mă, dacă noi mai insistăm mult și chiar ne numărăm, o să vedem că primim bani pentru un număr de cetățeni care nu mai suntem. E, aici e problema. Vreți să vă spun un element de noutate? S-a deschis dezbatere în Parlamentul European ca această numărătoare, acest recensământ să se facă anual. Păi, în ceea ce privește alocarea de bani europene, într-adevăr, ar exista o influență majoră, pentru că noi, cei din statele de sud-est a Uniunii Europene, am avea de pierdut. Foarte mulți români, bulgari, unguri trăiesc în țările de este o migrație de masivă. Atunci, noi dacă sesizăm că avem 3 sau 4 milioane de români care trăiesc în preponderent în Italia, Spania și sunt aproape 5 Franța, milioane. Ne dăm seama că banii pe coeziune sau banii pe politica agricolă sau mai ales pe dezvoltare rurală vor fi împuținați, vor fi reduși automat. Păi da, domnul Luhan, dar aici dau dreptate și neamțului francezului, spaniolului, care spune, dar pentru asta ai doar 5% șomaj în țara ta, altfel aveai 30% dacă nu plecau ăia 5 milioane. E adevărat. Ăia murdăresc străzile alea, nu străzile astea. Nu? E un avantaj reciproc, pentru că noi nu avem voie să vedem lucrurile ca fiind albe sau negre. Până la urmă, și cei din vest care angajează forță de muncă calificată sau necalificată din România, Bulgaria și alte state asemănătoare, acoperă anumite găuri pe piața forțelor de muncă pe care le-au intrat. Adevărat și asta, sigur. Gândiți-vă că în Italia, în momentul de față, din personalul din spitale, fac parte în proporție de 51% români. Da, da. Deci dacă italienii ar da de astăzi pe mâine o lege care ar restricționa accesul la muncă în țara lor din partea românilor și aceștia ar trebui să părăsească Italia, italienii ar rămâne fără jumătate din în anii 80 până și nemții s-au potolit să-i mai alunge pe turci acasă, pentru că într-o lună, august, care e oricum luna vacanțelor, toți turcii din orașul Darmstadt au părăsit Darmstadt-ul și 30 de zile n-a mai fost un turc în acel oraș. Munți de farfurine spălate, munți de gunoaie, mii de cearceafuri de hotel murdare și fonate, necălcate, nespălate, și atunci și-au dat seama nemții, opa, ce înseamnă? Au nevoie de la ce avem nevoie? De aia spun că e un avantaj reciproc. Da. Noi, zicem că reducem șomajul prin faptul că unii români care nu-și găsesc un loc de muncă în România, își găsesc un loc de muncă în Spania, Italia, Franța, etc. Dar în același timp și ei își acoperă aceste necesități de pe piața forțelor de muncă și prin asta este un avantaj reciproc. Domnule Rohan, între cele două. Eu am avut fericirea să-mi găsesc un loc de muncă aici, de pentru care trebuie să mai bag o pauză publicitară, că altfel pierd locul de muncă. Revenim în câteva minute. Ultima parte, Talk Shock, aici la Național 24+, împreună cu domnul Petru Luhan, europarlamentar din partea Partidului Democrat Liberal, membru al Partidului Popular European Creștin Democrat în contextul Parlamentului European, o personalitate politică la doar 36 de ani, care în emisiunea mea a dat destul de multe lămuriri în privința ceea ce înseamnă Parlamentul European, în privința ceea ce va trebui să adoptăm în proxima perioadă, nu peste vreo 20, 30, 50, 100 de ani, în maximum un an, doi. Noi trebuie să preluăm absolut tot instrumentariul sociopolitico-economic al Uniunii Europene, altfel s-ar putea la un moment dat să ni se spună, ne pare rău, noi v-am încurajat, noi v-am vrut, dar se vede că voi nu ne vreți. Nu e așa, domnule Luhan, că s-ar putea să se spună asta. Și tare mi-e teamă că s-ar spune. Iarăși invoc tratatul de la Lisabona, care aduce multe noutăți. Pentru prima oară în istoria Uniunii Europene de 63 de ani, un stat membru are posibilitatea de a se retrage din Uniunea Europeană sau Uniunea Europeană are dreptul de a exclude un stat membru din Uniunea Europeană. Da, prima dată, înainte nu era. Da. Înainte doar nu se putea retrage. Odată semnat acquis-ul și acordul de... Da, acum se poate exclude. Dar acum orice stat
De asta da. Avem discuțiile astea cu Marea Britanie. Da. Pentru că acum este posibil și populația a devenit din ce în ce mai vocală pe fond populist, asta e o altă discuție. Da, și se poate retrage din Uniunea Europeană. Avantaje și dezavantaje, și pentru unii și pentru ceilalți. Însă, în cazul nostru, ar fi mult mai multe dezavantaje și decât avantaje. Am o vorbă, și populismul ăsta se naște din cauza ineficienței politicii nepopuliste. Nu? Corect. Altfel n-ar apărea, n-ar avea un asemenea impact. Și la noi, în România, se dezvoltă populismul. Și în privința asta mă gândesc cu îngrijorare. Domnul Braia, vă spun că sufăr pe lipsă de rațiune politică în România în ultima vreme din ce în ce mai mult. Și indiferent ce partide se bat între ele, ce lideri politice și aruncă grenade unii altora, la urmă are de suferit cetățeanul. Da. Întrebarea mare este când vom ajunge la... Să știți că se suferă din ce în ce mai crunt în România. Când vom ajunge la o maturitate politică în România să putem pune interesul cetățeanului, respectiv alegătorului, în prim plan, să putem discuta la televizor și pe toată mass media, pe programe și pe idei, și să nu împroșcăm cu noroi pe persoane, și câștigătorul la sfârșitul zilei să fie cetățeanul. Vă dau un exemplu. Eu, în Parlamentul European, sunt și membru al delegației Uniunii Europene cu parlamentele din Noua Zeelandă și Australia. În Australia s-a construit, nu știu dacă vă sunt cunoscute circumstanțele de acolo, 4 ani ăștia guvernau cei de stânga, laburiștii, următorii 4 ani câștigau cei de dreapta, respectiv democrații. Era o periodicitate, exact. Laburiștii aveau sediu în Melbourne, ceilalți în Sydney. Cam așa a fost în Austria o vreme, da. Și de câte ori câștiga celălalt partid, se muta sediu administrativ într-un alt oraș, ceea ce implica costuri imense. La un moment dat au spus, domnule, nu mai facem chestia asta, că o facem pe banii cetățenilor, haideți să facem o capitală, să stabilim capitala ori într-un oraș, ori în celălalt. Ei, nu s-au putut înțelege, au votat și diferența a fost de un singur vot. Nesemnificativ, așa că au decis să facă o capitală undeva la mijloc. Între Sydney și Melbourne sunt 1000 de kilometri. Și au făcut Canberra, undeva la mijloc, 500 de kilometri de Melbourne, 500 de kilometri de Sydney, și au făcut un nou parlament. Au construit o nouă clădire a parlamentului. Noi sedii de administrație și așa mai departe. Sala de plen este undeva la semi-înălțimea nivelului zero. De ce? După principiul, alegătorul este mai presus decât alesul. Așa e. Alesul merge undeva cu o jumătate de nivel mai jos decât alegător. Se uită alegător. În sus la alegător. Și bineînțeles că există acces liber pentru... Așa e și în Bundestag, cu Germana acum. Da. Vizitatorii stau sus, dar nu ca în lojile astea ceaușiste de la noi. Da, știu. Aici parcă te bagă în columbar acolo când să stai. Nu, acolo într-adevăr simți că stăpânii sunt alegătorii care privesc în groapa leilor aleși de ei. Corect. Și să-i ferească pe aia Dumnezeu să nu percuteze. Dar uitați-vă puțin la acest, că nu este la acest aspect simbolic. Da. Nu este de aici de acolo. Pe mine m-a impresionat. Psihologia. Și atunci am spus în felul următor: dom'le, eu atunci când accept să fiu ales, mă gândesc de 3 ori și accept odată. Da. După principiu, eu accept să fiu în slujba cetățenilor. Da. Adică nu mă pot considera când am fost ales mai presus decât cei care m-au ales. Ci trebuie să știu că trebuie să-i servesc necesităților acestuia. Da. Acest lucru, din păcate, nu prea este cunoscut și curent în România. Vreau să vă spun acest lucru, în mod intenționat accentuez acest aspect de mentalitate mai degrabă și psihologic în același timp, care necesită o mică schimbare. Dacă mă întrebați pe mine, ca cetățean român trecut prin 53 de țări. Domnule Luhan, uite să vă mai semnalez eu de aici, din România, ceva. Cu o viteză, cu o proporționalitate geometrică, ia amploare în România, sau ia amploare proliferarea unor, nici nu știu cum să le numesc, unor grupări din ce în ce mai mari, sectante, n-au de-a face cu bisericile neoprotestante sau cu, nu mai vorbim de bisericile tradiționale, grupări sectante de gen MISA, de gen Scientology Church, care în Occident, și iată,
ați stat 11 ani în Germania, Scientologii cești, de exemplu, în Germania e interzisă prin lege. Nu mai vorbesc acestelalte forme de spălat creierii. La noi acum s-a renăscut dăcism. Acum nu mai ne, știți că nu ne mai tragem, zic mulți, între timp mult prea mulți români, noi nu ne mai tragem din daci și romani, noi ne tragem numai din daci, pentru că și germanii de-aia spun doici că provin tot din daci, olandezii de-aia spun daci că provin din daci, galezii și așa mai departe. E bine, s-au modificat diriguitorii societății. Și de-aia oamenii au devenit, pentru că sunt, vă spun, sunt între timp sute de mii, dacă nu chiar milioane, antrenați în asemenea forme de spălare a creierului, în care scopul primar este izolarea individului de propria familie, prieteni, crearea unui alt mediu social în care el se simte din ce în ce mai bine, bineînțeles, la urmă este folosit și pecuniar, de-aia au fost interzise în Occident asemenea forme, care conduc și la smintirea societății și la această impenetrabilitate politică a respectivelor grupări. Cum v-am spus, s-au schimbat diriguitorii. Da. Ați atins două puncte extrem de importante și care clar au o legătură între ele. Politicul și componenta religioasă. Foarte important. Vă spun o propoziție și cu asta am spus totul. Da. Uitați-vă în România cât de multă influență are biserica asupra comportamentului electoral al cetățenilor. Ar putea avea unul mai bun. Din păcate și la noi preoții, și cu asta preoții români și nu numai ei au cam încetat de mult să mai fie păstori și s-au transformat în niște funcționari religioși și îndeplinători de ritualuri, din care culmea 60% nu sunt creștine. Sunt ritualuri precreștine care nu au absolut nimic de a face cu Biblia. Nu intru în detalii, da. Nu vreau să critic și nici nu vreau să generalizez, pentru că avem și păstori care își respectă meseria. Niște persoane care chiar vor să inițieze un ONG care să se numească împotriva abuzurilor, dar abuzuri de genul ăsta îi consideră că asemenea grupări abuzează mentalul uman și așa mai departe. Și chiar respectivele persoane, știind, aflând de la mine că veniți dumneavoastră, am spus, păi, dacă dânsul a stat și în Germania, știe și nemțește, poate ne ajută să obținem și noi legislația germană care interzice, asta vă spun sigur, știu eu sigur că se interzice, și atunci dacă ne puteți și nouă o procura, le traducem și ne ducem pe capul parlamentarilor. Păi nu se poate, pentru că fenomenul a existat în Occident în anii 70-80. A apărut în anii 2000 în Europa de Est. Este exact decalajul între vest și est. Domnul Braia, și aici fac ceea ce spuneți dumneavoastră e un lucru extrem de important, dar ar trebui să reprezinte în primul rând un semnal de alarmă pentru clasa politică din România. Da, dar vă spun care e legătura. Vă spun care este legătura. Știți când apar secte necunoscute sigur, sau noi? Sigur că politicul e neatractiv. Sigur. Știți că când apar partide noi, cum sunt pirații în Germania sau în Finlanda? Știți când? Când lumea nu mai are încredere și în noi actuala avem niște pirați clasă, de ăștia, în actuala clasă politică sau în actuala biserică, în contextul religios. Așa e. Deci ăsta este semnalul de alarmă. Cetățenii au din ce în ce mai puțină încredere în formele tradiționale religioase, de orientare socială, respectiv în politicul românesc. Ați auzit, domnilor politicieni, ați auzit, stimați prelați, indiferent de cult, pentru că, din păcate, imoralitatea e atât de molipsitoare încât și-a făcut loc până și pe sub odăjdii. Am, nu de mult, o femeie întâmplător m-a întâlnit în fața unui magazin de pompe funebre și plângea disperată că un preot nu-i primea soțul decedat în casa Domnului într-o biserică dacă nu-i dădea 500 de euro. Apoi acela nu e preot. Să ții casa Domnului închisă în fața celuia care tocmai trece la viața de apoi pe care tu o propovăduiești este de-a dreptul o perversitate. Și știți câte se întâmplă din astea între timp? Din nou, nu vreau să generalizez. Există și, contrariu acestor exemple, există mulți preoți care fac fapte bune, din contră depun eforturi mari pentru a ajuta săracii.
Dar din nefericire există și această categorie care nu este îmbucurătoare pentru societatea românească. Dar eu revin, acestea au de-a face sau stau mână-mână cu clasa politică. Sper să ne ajutați, pentru că dumneavoastră ca europarlamentar, dacă trageți un semnal că ceea ce Europa mai veche, să o numim așa, a interzis în anii 80, proliferează masiv, sub neatenția Europei, în Europa de Est, nu numai în România, în Bulgaria, în Ucraina, în țările baltice, dar cu o intensitate extraordinară, în progresie geometrică se dezvoltă. Și nu vorbesc de bisericile neoprotestante. Da. Am fost singurul român invitat la Congresul Uniunii Creștini Democrate a doamnei Merkel din Germania, care a avut loc în noiembrie anul acesta. Singurul român? Singurul român, nu șef de partid, nu cineva din guvern sau din parlament din România. Felicitări. Și chiar m-am bucurat să iau și prânzul și cina alături de doamna Merkel și forul. Ce impresie v-a făcut? De foarte bună, foarte competentă, foarte pro-europeană și mai ales ca un pastor. Ea acționează ca un pastor al valorilor europene. Și aici vreau să ajung. Da. De fapt, ce avem noi nevoie în momentul de față este să preluăm valorile cu adevărat democratice din Uniunea Europeană, din țările dezvoltate, și să le înrădăcinăm în țara noastră, fără a le atinge pe cele consacrate și calitative din țara noastră. Adică și noi avem cultura noastră proprie, bazată pe niște valori sănătoase, acestea trebuie să rămână, trebuie să le păstrăm, să le transmitem mai departe din generație în generație. Însă, într-o eră a globalizării, trebuie să fim deschiși și să preluăm ce e bun și de la alte state care au dezvoltat cu mult înaintea noastră și să adoptăm în țara noastră pentru a beneficia de efectele pozitive ale acestea. Și iar ajungem la vestita buriceală a pământului, a românului, de ne credem noi grozavii grozavilor în nu știu câte domenii și suntem niște bâte, în loc foarte simplu, dom'le, dacă deja ai inventat unul ceva, de ce să nu preiau? Corect. Ei, la noi nu, dacă a făcut-o francezul, dacă a făcut-o neamțul, vai de mine, să rămână el cu bucătărea, să dom'le, politicieni de frunte aici. Sunt pe primele două, pe podium, nu? În afară de unul, trebuie să pronunța cu privire la doamna Merkel, de parcă era oarecare bucătăreasă acolo. Din nefericire pentru români, nu pentru ei. Dom'le, îi ascultam și nu-mi venea să cred. Și vă spun că nu doar nemții, ci întreaga societate europeană își pune încrederea în abilitățile doamnei Merkel și a echipei sale să salveze. Dar ce frumos dirijează! Și acest lucru se va reuși. Dom'le, să pui 84 de milioane de oameni să muncească de adevăratelea 8 ore pe zi și după aia să-i convingi ca din munca lor aproape jumătate să trimezi bezmeticilor din Grecia, amețiților din România, nespălaților de până Bulgaria. Păi asta e mare lucru, dom'le. Pentru că știți bine, ați fost 11 ani în Germania, păi ăla transpiră de la ora 7 la ora 7. Da, știți ce spuneți dumneavoastră? M-am întâlnit cu un elvețian, veneam de la Bruxelles și plecam spre Suceava și de la București la Suceava întâmplător stăteam lângă un domn din Elveția care are un ONG pe acolo și se implică de vreo 8 ani și cunoaște foarte bine mentalitatea românilor. Da. Și îl întrebam, printre altele, vorbind de aceeași limbă, îl întrebam, domnule, dacă cunoașteți atât de bine, care credeți că este diferența majoră între români și elvețieni? Fără nicio ezitare spune: nu vreau să generalizez. Există și români foarte harnici, foarte esteți și foarte inteligenți. Dar eu cred că unii români ar trebui să meargă să muncească în 8 ore în loc să meargă la muncă 8 ore. Da, mai spus-o și eu asta, că din păcate compatrioții noștri, din cauza acelui regim anost prin care a trecut regimul comunist, mai ales al lui Ceaușescu, s-a implementat aici reflexul de a confunda dusul la servici cu munca. Da. Oamenii consideră că dacă se duc la serviciu, trebuie să vină o leafă. Unul nu-și pune întrebarea, dom'le, dar ceea ce produc eu se și vinde? N-am auzit pe niciun membru a unei unități industriale românești să mă contacteze, să zic, domnule, noi facem cuie. Haide-mi, nu ați avea nevoie de o jumătate de kil de cuie, vi le vindem noi.
Păi țineți minte, noi în Germania ne vindeam propriile produse, indiferent că eram director general sau eram doar muncitor pe șantierul ăla. Că era interesul nostru să nu ajungă la faliment întreprinderea, nu? Asta, așa ceva aici nu există. Ei, asta e altă mentalitate, vedeți? Da. Vedeți? Eu de asta postez atât pe site-ul meu, luhan.ro, cât și pe pagina mea de Facebook, deseori informații utile, în special pentru tineri, dar și în ceea ce privește mentalitatea și modul de abordare din alte state, referitor la management, referitor la muncă, referitor la noi oportunități, referitor la noi deschideri, referitor la noi posibilități de finanțare a proiectelor pentru români. Da. Mie îmi este important ca românul să facă acel schimb de experiență pe bani europeni în străinătate. Mie mi-este la fel de important ca românul să aplice pentru bani europeni care se distribuie direct de la Bruxelles și nu cel din Malta sau din Slovenia. Exact. Pentru că dacă nu luăm noi, la ăla. Și atunci am rămas noi pe din afară. Sigur. Mie mi-este foarte important ca românul să beneficieze de o cunoaștere sporită și de un proces de învățare tehnologică, în special în străinătate, mai mult pe bani europeni decât ăla din Ungaria sau din Bulgaria. Și de aceea postez pe, în mod excesiv chiar, pe site-ul meu www.luhan.ro, cât și pe pagina mea de Facebook, în mod constant informații cu astfel de opțiuni, cu astfel de obiective. Bănuiesc că aveți și un staff pe măsură. Avem, adică, avem oameni, adică care muncesc foarte competent. Indemnizația aia de 9.000 de euro cheltuiți cum trebuie. V-ați angajat oameni. Lumea crede că dumneavoastră stați într-o cârciumă și cheltuiți 9.000 de euro ca europarlamentar. Nu, deci salariul este de 6.000, nu 9.000 sau 20, cum am mai zis. Dumneavoastră vă plătiți acolo salariații. Și există un fond din care plătești câțiva salariați, bani pe care nu-i vezi. Am intrat pe net și am văzut că sigur aveți o echipă harnică, pentru că sunteți extraordinari. Domnule Luhan, îmi pare rău că a trecut atât de repede timpul în compania dumneavoastră pe nesimțite. Vă mulțumesc că ați participat în emisiunea mea. Oricând aveți vreo noutate europeană, sunteți binevenit în emisiunea mea să o transmitem oamenilor. Și vă urez, dacă rămâneți, cum spunea colegul din Finlanda, în Europa, adică în problematica europeană, să deveniți și sigur aveți valențele necesare la un moment dat președintele Parlamentului European și de ce nu chiar al Comisiei Europene. Iar dacă vă întoarceți acasă, eu pot să fac acum pariu, am mai făcut cu un invitat de-al meu, că în maximum 10 ani dumneavoastră veți conduce Guvernul României. Sunt convins de lucrul ăsta, vă miros. Cum spunea oia de zi că sunt securist, atunci zic și eu, sunt securist vechi, miros oamenii. A mai fost cineva aici, de ce? O și spun, domnul Remus Șernea, căruia nimeni nu-i dădea nicio șansă în politică și iată-l, astăzi este un distins parlamentar în Parlamentul României, bravo lui, și un om de care România politică are nevoie. Vă mulțumesc încă o dată, vă recomand și dumneavoastră și telespectatorilor noștri o nouă apariție a formidabilului scriitor Ioan Buduca, care scrie despre principiul antropic. Vă recunosc, mi-a dat-o abia ieri, n-am citit-o, are 300 și ceva de pagini, dar ce înseamnă antropic? Și spune, e o primă, această carte, o primă introducere românească în antropozofie, știința despre spiritualitatea din conștiința umană. He-he, și răsfăindu-i așa pe sărite, mi-am dat seama, identifică Ioan Buduca în conștiința noastră umană, identifică izvorul spiritualității și de bună seamă și a aceleia religioase. Vă recomand această carte dacă o întâlniți prin librării, pentru că întotdeauna orice a produs Ioan Buduca a fost spre buna noastră învățătură. Hey, iată, a mai trecut o emisiune, moto acestei emisiuni: nimeni nu are putere împotriva adevărului decât pentru adevăr. Ne spune Apostolul Pavel în Epistola a doua către Corinteni, capitolul 13. La 25 octombrie 2011, la 90 aniversare, din fața Camerelor Reunite ale Parlamentului României, Majestatea sa, Regele Mihai I al României, ne-a transmis: România n-am moștenit-o de la părinții noștri, ci am luat-o cu împrumut de la copiii noștri. Până săptămâna viitoare, din nou sâmbătă la ora 18, nu uitați îndemnul meu, măcar din când în când, câte o rugăciune. Doamne ajută!
A oprit, 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 a opr